Florentin Mai Voce a avut un debut crâncen cu liderul Ligii a doua. Da, într-adevăr, am avut un meci foarte greu. Am întâlnit cea mai bună echipă din momentul ăsta din Liga a doua. Ăsta a fost norocul meu. Sper să reușesc să-i motivez și să-i încurajez pentru meciul pe care îl avem la Balotești. Toată lumea spune că ai avut mult curaj să te înhami la ce se întâmplă la Brăila. Cum te-au determinat, cum te-au convins să accepti? În general, am fost hăituit de tot ce înseamnă viață până acum. Nu mă dau niciodată înapoi de la muncă, de la sacrificiu, pentru că și eu mi-aș dori să am un lot de 25 de jucători și vreun milion jumate de euro în cont, să pot să am liniște, să am stabilitate, dar cu siguranță voi avea și aici rezultatele pe care mi le doresc și ni le dorim cu toții din Brăila. Este greu, într-adevăr, dar nu e imposibil. Ce este mai greu, să iei un proiect de la zero sau să iei totul din mers, cum ai preluat-o acum echipa? Păi tot de la zero suntem, ținând cont că ei sunt un lot de jucători care s-au strâns de aproape 3 săptămâni. Traiectele de joc și, eu știu, relațiile de joc suferă deocamdată. Trebuie cel puțin 2 luni de zile să lucrez cu ei, să pot să-i aduc la un nivel de pregătire pe care mi-l doresc. Ăștia sunt jucătorii mei, jucătorii noștri, jucătorii pe care noi îi respectăm și facem tot posibilul să-i antrenăm, să-i aducem la un nivel de pregătire foarte bun. Se poate vorbi de un obiectiv pe termen mediu în acest campionat, tocmai că ai spus că ai luat lucrurile din mers, că durează 2-3 luni până ajunge echipa acolo unde îți dorești tu? Da, este un obiectiv pe care noi l-am propus să rămânem, adică să ajungem pe un loc cât mai sus în Liga a doua. Acum să vedem ce se va întâmpla cu o pregătire bună, cu un program foarte bine stabilit împreună cu cei din conducerea clubului. Cu siguranță vom face treabă, dar, ca să vă spun, avem foarte, foarte mult de muncă. Ai mai avut o experiență în Liga a doua? Au fost plusuri de la ce s-a întâmplat la Foresta pe care poți să le aplici acum la Brăila? Am avut o experiență foarte dură și la Foresta, dar oamenii m-au respectat și m-au apreciat foarte mult munca pe care eu am făcut-o. Acolo am muncit, am găsit un nucleu de jucători bun, un nucleu de jucători pe care l-am găsit și aici, jucători buni pe care mă bazez. Nu știu ce să spun. Asta, probabil că asta este soarta mea deocamdată la început de meserie. Reușiți să-i faci pe noi tăi elevi să fie cum erai tu pe teren? Asta îmi doresc din toată inima, să aibă o atitudine, să aibă dăruire, să aibă sacrificiul ăla pe care eu l-am avut toată viața cât am fost jucător. Ai fost câine roșu, acum ai venit la lupi, că sigla clubului e reprezentată de niște lupi. Da, sunt niște oameni deosebiți aici, au venit cu sufletul alături de mine să putem să facem o treabă. Lupii sunt un animal de pradă, nu? Una asta ne dorim, ca din momentul ăsta să reușim să strângem puncte, orice punct pentru noi contează enorm de mult. Este Liga a doua mai interesantă, având în vedere numele echipelor care joacă aici, Ucluj, FC Argeș, Farul, Petrolul? Adună mai mulți oameni decât, de exemplu, meciurile din Liga 1? Eu sunt sigur că în momentul ăsta Liga a doua este cea mai disputată serie din toți anii ăștia care au fost. Sunt foarte multe echipe de tradiție, echipe care își doresc să meargă în Liga 1. Sper din toată inima noi să intrăm într-un plutor pe care noi să ne bucurăm de momentele alea. La anul la Brăila se sărbătorește centenarul echipei. Te vezi cu un proiect pentru Liga 1 atunci? Nu știu cum e. Atâta timp cât ai continuitate în rezultate și ai victorii și echipa merge bine, cu siguranță se vor prelungi toate așteptările noastre. Până atunci, nu știți că antrenorul întotdeauna este cel care suferă. Mai poți să vorbești mâine? Nu știu, mă cam doare gâtul, dar cu siguranță o să-mi revin.